Teatru radiofonic. Baloane de săpun, de Cichi Gergeri. Traducere și adaptare radiofonică de Mariana Ceaușu. Vreau dispuse și tată, poți să te iei de mână cu minute, te rog. Și eu sunt furios. King Arthur mi-a tras o păcăleală strașnă. Dar cine mai ești King Arthur? Cum nu știi? E calul meu, calul meu de curse. Închipuiește-ți. La cursele de ieri a fost tot timpul ultimul. Ultimul și eu care am pariat pe el ca un prost. Am pierdut. Am pierdut de m-am uscat. Iarăși, Robert, iarăși. În schimb, tată, sunt un om ordonat. Da. Mi-am notat în carnetel toate cheltuielile. Uite, uite, te rog, fii atent. Uite, așa, data de ieri, 13 iunie 1932. Uite, adunarea e absolut exactă. N-am nevoie de niciun ban mai mult. Poftim, altă bucurie. Dartele și bijuteriile lor, dincoace calul de curs al fiului meu și aici în buzunarul meu plata. Se vede că ăsta e rostul meu pe lume. Să plătești, iar să plătești. Tată, tată, asta e legea noastră. Părinții plătesc datoriile copiilor, dar ți-i cer doar împrumut. Îți voi restitui tot ce mi-ai împrumutat imediat ce voi face o partidă strălucită. Da, sigur. Și ce căsătorie grozavă ai în vedere? Ei, nu știu încă cine va fi fata, dar o aștept. Toți fugim după o partidă strălucită. Ăsta-i țelul vieții noastre. În ea ne iese nădejdea. Uite, mama nu-și gătește fetele și le scoate în lume ca să le găsească niște soți bogați? Ia noi, băieții, de ce trăim ca boierii? De ce ne purtăm cavalerește și ne arătăm strălucitori în societate pentru a ne găsi o soție bogată? Am auzit de dincolo pe relația iubitului meu, frate. Tată, dar cum pot suporta cinismul acestui copilandurile copii să poată să vorbească despre căsătorie? Despre căsătorie, despre această instituție sfântă, sublimă, căsătoria. Unirea două suflete, baza societății omenești. Așa. Nu, asta e prea de tot. Nu. De altfel, țin să te anunț, tată, că eu, fiul tău, Bela, m-am înțeles cu frumoasa doamna Sereschi să iau de nevastă. E o celebritate, nu-i așa? Ia-te, uite, eu ți-ex spuneam doar teorie, iar dumnealui vine cu faptul împlinit. Nu se poate, Bela. Doar adineauri tu n-ai și fulgerai împotriva celor care îi josesc sfânta căsătorie considerând o simplă afacere. Și tu? Pentru ce te căsătorești cu doamna Sereschi, dar nu pentru banii ei? Asta e cu totul altceva. Dar eu nu consimt! Nu consimt! Până acum nu m-am amestecat prea mult în educația voastră. Mama a luat-o pe răspunderea ei și nu m-a lăsat să spun niciun cuvânt. Dar acum nu e aici, așa că pot vorbi și eu. Am și eu cuvânt de spus, așa să știți! Eu îți atrag atenția că sunt major și că mă bucur de dreptul suveran. Da, în calitatea mea de deputat, și la serata de azi, la care va veni tot ce are mai select Budapesta, vom anunța logodna. Da, să-ți compui poza cuvenită unui socru. Așa că, la revedere. Tată, îmbrățișează-mă, tată. Orice îi spune, eu fac mai multe paralele decât acest fiu. Cumpătat și serios. Uite pe mama ce elegantă. Copil rău ce ești! Nu te-am văzut de două zile. Ce ai făcut în timpul ăsta? Datorii. Mamă, ce rău, e superbă. Lingușitorule, e simplă și ieftină, dar am puțin gust. O fac de dragul fetelor mele, să le dau un exemplu. Datorismul nații! Cum poți să pronunți un cuvânt atât de urât? Dacă a făcut datorii, plătește-i-le, voala! Tată, iată o sentință fără recurs. Poftim în nota de plată. Cel puțin spune-i tu, mamei tale, că am invitat și familia lui Demeter la sărată de astă seară. Foarte bine, foarte bine. Vezi ce ascultător. Am onoarea să te anunț, mamă, că am invitat și pe Moroșan Demeter la sărată de astăzi. Ce lipsă de gust, nații! Aici îți recunosc mâna, un om atât de vulgar. De ce vulgar? Eu nu am cum se cade. Câștigă bani prin muncă cinstită și nu-i disipește fără judecată ca... Ca cine? Ca nimeni. Am crezut că vrei să faci vreo alunghi. Doamne, ferește! Mamă, spune, ce obiecție ai împotriva lui Nea Demeter? Nu ți-e destul că a fost logofăt la moșia noastră? Bine, acum nu mai slugărește pe nicăieri. A devenit mare antreprenor și e chiar rudă de departe cu noi. Te rog! Nu mai vorbi de rudenia asta îndepărtată. Tocmai aici e grotăvia. A luat în căsătorie nu știu ce rudă sărată și acum ai tupeul să-mi spună și mie cum n-ați.
Asta ne mai lipsește. Să se apuce să explice invitaților arborele nostru genealogic. Demeter spunea că guvernul a organizat un concurs pentru lucrările de îndiguire a râului Cărăș. E o afacere mare din care se câștigă mult și care ar dori să-i se dea lui autorizația de a se ocupa de el. De aceea vin la Budapesta. M-a rugat să-l prezint ginerului nostru Micloș, care, după cum știe, este referent la minister în această problemă. N-am avut ce face și l-am invitat la serată, unde poate să-l întâlnească pe Micloș. Îți ajunge explicația asta, poftim. Și apoi, mama, anul trecut, când am fost la moșia noastră, drăguța mea surioară Ghizela și fiul lui Demeter, Tamaș, se uitau foarte mult unul la altul. Mama, Tamaș mi-a mărturisit în ascuns că este îndrăgostit de sora mea. Și nu l-ai provocat la duel? Nu ești în stare să stai liniștit când îți auzi ce spune? Ba, chiar pot să stau foarte liniștit. Bună seara, părinții! Cred că suntem printre primii musafiri. Dar ce frumos din partea voastră că ați venit atât de devreme, copiii mei dragi! Uite, Zolmai, morocănosule, că au sosit fica și ginerele. Ce mai faci, dragă Micloș? Îți aduce atât de rar soțioara pe la noi. Scumpa mea, îți stă foarte bine rochea asta. Am făcut-o în casă din rochile mele vechi. Păi cum, nu-ți lucrezi rochile la Weber? Înainte le-am mărit, acolo le lucram, dar acum a devenit prea scump pentru noi. Ce mi-aud urechile, Micloș? Sunteți căsătoriți abia de 4 luni și micuța ta soție a și început să se plângă? Am motive să mă plâng de soțul meu. Se îngrijește cu destulă generozitate de distracțiile mele. Și ieri seara a vrut să mă ducă la teatru cu bilete la parter. Parter, leșin, Micloș. Serafina nu e obișnuită cu așa ceva. Noi ori mergem la teatru în lojă, ori nu mergem deloc. Micloș, răule, de ce stai așa de bozumflat acolo și nu vii la picioarele soțioarei tale să-i promis că nu se va mai repeta și să o împaci sărăcuța de ea? Pentru ce toată comedia asta, mamă? Dacă am un conflict cu soția mea, n-am nevoie de intermediari. Uite-mă, Micloș, drag, ascultă-mă pe mine. Cea mai importantă condiție pentru fericirea unui cămin este ca soțul să îndeplinească toate dorințele soției sale. Te rog, luați exemplu de la noi. Eu pot să-i cer orice soțului meu și sunt sigură că mă îndeplinește dorința. Uite, de exemplu, acum aș dori să am pentru mine și fiicele mele niște cercei cu diamante după ultima mână. Nu trebuie să spun decât un singur cuvânt și mâine îl iau. Nu-i așa, dragul? Ai grijă, e în joc fericirea fetei tale. Da, desigur. Sper că nu vorbesc serios. Vorbesc foarte serios, dar nu să glumesc cu sentimentele fetei mele. Mulțumesc, dragul meu! Îi dai un exemplu foarte bun! Cinele lui tău, da! Hai, Serafina, hai, trebuie să ne ducem să ne primim muzafirii! Da, hai, draga mea! Micloș, sper că o să fii destul de deștept să nu mă imiți. De ce nu urmezi tu însuți acest fapt înțeleg? Eu sunt înfrânt, băiatule, sunt zdrobit. Atâtea război, atâtea scene. Știi tu ce e aceea o scenă? Nevasta plânge, blestemă ceasul în care s-a îndrăgostit de tine, își rupe Batista și amenință că se aruncă de la etajul 3. Dar să știi că niciodată nu o face. Învață din experiența mea și nu te lăsa. Ia să vedem de ce s-a supărat Serafina. De ce v-ați certat? Uite, a făcut o mulțime de cumpărături la bijutier fără știința mea. Eu l-am descoperit și am certat-o. Atunci ea... A izbucnit în plâng și a spus că dacă e așa, va vinde bijuteriile pe care le are de acasă. Și că dacă tu te-ai căsătorit cu ea numai ca să-ți fie bucătăreasă, îndrăznește să-i spui asta, ca tu știi ea ce are de fapt. Într-adevăr, chiar așa a spus, dar de unde știi? Tradiția familiei, băiatule. Am auzit-o prea des pe mama ei, ca să nu știu totul pe din afară. A spus ceva și despre etajul 3? Încă nu, dar a făcut nazuri și n-a vorbit un cuvânt cu mine tot drumul. Prima fază, fii tare, Micloș, nu-i da voie să ajungă la etajul 3 că ești pierdut. Vine cineva. Am căzut bine? Foarte bine, dragă Demeter. Micloș, îți prezint pe Moroșan Demeter, da, despre care ți-am vorbit atât de mult. Acesta este fiul său, Tomoș, da, un băiat foarte bun. E ajutor de notar. Auzi, da. Sunt mândru de el. Într-adevăr, am auzit lucruri frumoase despre dumneavoastră. Vă salut ca pe niște cunoștințe vechi și dragi. Și eu am citit de multe ori de numele domnului Micloș Roboi, un funcționar incoruptibil. Da, asta îmi place. Când am citit că v-ați căsătorit cu Serafina Șolmai, mi-am spus cum e sacul și petecul. Da. Bunul nostru Demeter o să aibă o mare rugăminte la tine, Micloș, pentru lucrările de îndiguire de care te ocupi. Ți le recomand călduros. Te rog, acordă-i toată atenția. Dar vă stau la dispoziție chiar acum, dacă doriți. Haideți în camera de alături, nu o să ne supere nimeni.
Tu, Tomoș, distrează-te cum poftești până îi slăbește tatăl tău. Eu îl aștept pe Robert. Mi-a promis că o să mă prezinte celor pe care nu-i cunosc. Uite-l că vine. Bine ai venit, prietene Tomoș. Hai cu mine să-ți prezint niște fete frumoase. Robert, nu! Tinerețe, tinerețe, nu știu ce așteaptă. Aoleu, aoleu, nevastă mea cu Bela și cu viitoarea mea noră. Invazia tătarilor și pe deasupra un nor de lăcuste s-o șterg cât mai timp. Dragă, Bela, ce bine! Dragă, Bela, ești o persoană imposibilă. Să ajung așa deodată în gura lumii. Cel puțin lasă-mă să-mi revin, să mă căsătoresc. Nu, asta nu se poate, imposibil. Doresc ca toată lumea să afle cât mai repede fericirea mea. De ce? Nu. Vai, dar ce grăbit, ce nerăbdător ești. De ce? Știi că începe să-mi fie frică de dumneata? Peste două luni aș avea nimic împotrivă, dar acum așa de repede după moartea soțului meu. Hai, dar imposibil. Cine? Bela are dreptate. Suntem cu toții fericiți de această căsătorie. Mulțumesc. Te iubim atât de mult, doamnă Stereș. Pentru ce să o ascundem față de lume? Lasă-i să pleznească de invidie pe cei cărora nu le place. Cum îmi arde obrazul. Bela, Bela, ce rău ești. Doamnelor și domnilor. Liniște, liniște. Doamnelor și domnilor, vă prezint pe logodnica mea. Felicitări și mult noroc. Gizela, da? Gizela, uite cine a venit. Ah, Tomoș, da? Bine ai venit. Aflasem de la Robert că o să veniți și voi. Domnișoară Gizela, sunt foarte emoționat și foarte fericit. Și eu, și eu sunt fericit. Da? Gizela, draga mea. Cum să nu fie fericită micuța de ea când fratele ei, Bela, face o partidă atât de strălucită? Sigur, du-te, draga mea, doamna Tereschi a întrebat de tine, du-te, dragă, du-te, du-te, du-te. Plecă imediat, arată-te indiferentă. La revedere, Tomoș. La revedere. Eu nu te rețin, Tomoș. Poate vrei să fumezi, Robert? Da. Contul pe Tomoș în camera ta. Eu mă duc, mă așteaptă musafirii. Da, știe și mama câteodată să dea un sfat bun. Hai, Tomoș, hai în camera mea să fumă. Da, dacă spui tu, tot nu mai poți face nimic. Partida strălucită a lui Bela a acaparat toate spiritele. Am văzut, mi-am dat seama. Robert. Hai să o șterge, mă, da? Pe Serafina cu buna ei prietenă Malvina, îndreptându-se către salon. Atunci să le lăsăm tăitate. Hai, hai! Vino! Vino, scumpa mea Serafina. Da. Aici nu ne deranjează nimeni. Abia te-am scăpat de ciuporul ăsta care se învârtește cam prea mult în jurul tău. Nu pot să-l sufăr. Mama, în schimb, e încântată de manierele lui elegante și de cariera lui strălucită. Îl socotește o partidă excelentă pentru Gizela. Văd că se ocupă mai mult de tine decât de surioara ta, Gizela. Și soțul meu este de aceeași părere și mă chinuiește cu gelozia lui. Soțul tău cum e gelos? Grozav de gelos. Dacă e în stare să-mi facă scene și pentru maimuța de ciucu. Dar e un mare noroc, draga mea. Când soțul e gelos, soția poate fi sigură că îi va satisface toate dorințele. Șac la soț. Un curtezan nevinovat ca ăsta îl poține cel mai bine în șac. Dar eu iubesc cu adevărat soțul și îl compătimesc când îl văd cum se chinuiește fără moarte. Ce prostuță ești, parcă eu nu-mi iubesc soțul, dar îl țin în șac. Și soțul tău are nevoie de așa ceva. Chiar astăzi am asistat întâmplător la scena pe care ți-a făcut-o din cauza câtorva facturi nenorocite. Cât de nedrept și de meschin a fost. Nu, a fost revoltător, n-am mai putut suporta. M-am repetit la bijutier și am achitat eu toate facturile. Iarăși? Nu, Malvina, nu pot. Nu. Totul mi-ai plătit cumpărăturile de la magazinul de modă. N-am îndrăznit nici până acum să vorbesc despre ele cu soțul meu. Acum din nou. Da. Nu. Te rog, nu pot primi. Prostuto, de ce vorbești așa? N-am fost noi cele mai bune prietene în internat. Nu suntem și acum legate pe viață și pe moarte. Să ai grijă doar să nu afle soțul tău. Da. El ar putea înțelege greșit și aici nu e vorba de cadouri, ci de un simplu împrumut pe care mi-l vei restitui. De unde să ți-l restitui când nu îndrăzniți să spun niciun cuvânt soțului meu? Da, bine că mi-am adus aminte. Ai vorbit cu Picloș despre... cum se numesc... lucrările de îndiguire ale râului Cărâș. Chiar ieri am pomenit. I-am spus că soțul cele mai bune prietene ale mele ar dori să primească autorizația pentru această lucrare. I-am mai spus că aș fi foarte fericită dacă ar face asta pentru... Oh, ce drăguță ești! Mâine ai putea să-i reamintești, să-i ceri
lucrul acesta ca pe un contraserviciu pentru o anumită favoare. Vezi, pentru asta sunt buni curtezanii nevinovați ca suport. Uite-l că vine. Dar cât mă mai țineți la porțile raiului, doamnelor? Vino, vino, domnule Cipor, tocmai de dumneata vorbeam. Malvina. Doamna Serafina, dansul începe. Da. E atentă că vine Miclos, șacra soții. Eu vă las, dragii mei. Mă duc să-mi caut soțul. Primul dans este al meu, doamna Serafina. Mi-ați promis? Permiteți-mi să vi-l cer și pe al doilea, și pe al treilea. Ești foarte pretențios, domnule Ciupor. Foarte bine. Uite, chiar vine bărbatul meu. Nu strică să-l fac puțin gelos pe Miclos al meu. Să mergem, domnule Ciupor! Serafi! Ce caragios sunt. Să-l dau voie să dansez. Dar de ce tocmai cu tipul ăsta ușuratic? Când știe că mă necășește. Gata, gata, gata. Doar nu o să fiu gelos pe licheaua asta. Ei, date, Miclos. Gelos. Da, se poate. M-ai lăsat în camera de alături cu buzele umflate. Știi, n-am terminat încă să spun că lucrurile de îndiguire sunt... Nu știu deloc să mă port cu ea. O necăjesc în loc să mă apropiu. Cât de zâmbitoare plătești în brațele acestui piar de vară. Date, Miclos. Nu mă auzi? N-am apucat să-ți arăt planurile mele. Da, îmi pare rău. Dați-mi oferta dumneavoastră și să rămână pe mâine. Uite, tocmai dansează. Nu mai pot suporta, nu mai... Mă scuzați, domnule Demeter, mă scuzați. Nu m-am așteptat la o primire cu aplauze, dar nici așa. Se vede treaba că vreau să mor într-o trăsură care nu e dispusă să mă primească. Cel puțin să nu mai am în cealaltă chestiune. Uită pe cunățica Sidonia. Acum e momentul să cer mâna ghizelei pentru Tomoș. Altfel, nu e altul înainte. Bine ai venit, Demeter. Acasă e toată lumea bine? Mulțumim bine, de întrebare, da? Sunt bine cu toți și sărută mânușițele doamnei cumnate. Dar dumneavoastră, cum mai duceți cu sănătatea? Bine, bine, mulțumesc, bine. Foarte bine. Poate vrei să te duci la bufet, bunul meu, Demeter. Ce, nu dorești să iei o gustărică? Sunt sătul, dragă doamnă cumnată. Mulțumesc de amabilitate. Sau cel puțin un pahar de șampanie, te rog. Oh, ce femeie bună. E frumos că doamna cumnată ține atât de mult la rude. Cât de îndepărtat ar fi ele. Chiar am de gând să răspund tuturor. Nu, mai încet, Demeter, te rog, mai încet. Să ne încerc norocul, acu. Eu am o treabă confidențială cu dumneavoastră. Hai să vorbim la ureche. Să o punem la ordinea de zi pe Gizela. Dar pe unde o fi ea? Sigur că dansează și nu o să o stingherim în plăcerea ei. Lipsa ei nu o să ne împiedice pe noi bătrânii. Pe noi? Bătrânii? Nu dorești cumva să fumezi, Demeter? Nu. Hai să le duc eu în camera soțului meu. Acolo cu o țigară bună puteți vorbi despre zilele frumoase petrecute la Pancoda. Mulțumesc, dar mai întâi să-ți vorbim treaba. Pe scurt. Eu țin foarte mult la familia Șolmai. Știu. Da, familia Șolmai mă iubește. Fiul meu, Tomoș, o iubește pe Gizela. I-a căzut cu strong vara trecută în vile singuratice de la Panca. Da, știu. Și ce-i cu asta? Păi vreau să vă cer în căsătorie pentru fiul meu, Tomoș. Hai, dați-vă consimțământul. Toți suntem rude depărtate prin Dorotea Șolmai. Dumneavoastră, cumnată, fiind cea mai deșteaptă și mai bătrână din familie... Leșir! Trebuie să-l opresc! Nati! Vino o clipă, da! Ce s-a întâmplat? Domnule Șolmai, vii la timp. Da. Cu doamna mamă ne-am și înțeles. Dar în ce privință? Ca fiul meu, Tomoș, să ia în căsătorie pe Gizela. Foarte bine, foarte bine. Odată, Ignat! Pentru ce m-ai chemat atunci? Demeter, dumneata vorbește aiurea. Nu am înțeles nicio privință. De aceea, în prezența și numele soțului meu, declar că fiica noastră nu va putea fi niciodată soția unui moroșan. Dar numele nu are importanță. Pentru 50 de crețari putem face rost de cele mai strălucite nume istorice. Hai, dați-vă consimțământul. Niciodată! Dragă, măcar să-i cerem și părerea Gizelei. Bine să vină, ea și-a făcut apariția Tamaș. O să mă fac că nu-l văd, îl pune la frunte. Gizela a aflat și ea de intenția voastră și a râs. Ia soția bunului Tamaș. Ha. Nu mă pot opri să nu râd. Gizela te gândește la altcineva, la cu totul altcineva. Da? Da, dar rog foarte mult să plecăm de aici. Nu mai avem ce căuta aici. Nu vezi că râd de noi? Râd de noi? Da. Și eu care credeam că le fac o bucurie. Tocmai familia asta la care țin așa de mult. E dureros.
va să zică râde de noi. Da, tată. Să plecăm, fiul. Să plecăm, fiul. Nu se poate. Demete, ești aici, dragă Demete. Nazi, dacă îl chem înapoi, o leșin, să știi. Mâine când vom rămâne între noi, n-ai decât să leșin când vrei. Lasă că am să vorbesc eu cu Demeter. Am învins. Acum nu se poate vorbi cu el. O să-și dezlănțuie furia ca de obicei în camera lui și mâine va deveni iarăși un bielușel blind. Mama! Ce, draga mea? Doamna Zerevski ne caută de mult. Du-te la ea. Ah. Eu am ceva de vorbit cu Micloș în linie. Dacă ați ști cât sufăr eu pentru voi, copiii mei, din ce pericol v-am salvat pe toți, ah? Din ce pericol ne-o fi salvat? Cine le mai înțelege pe toate ale mamei? Eu cu tine vreau să vorbesc, Micloș. Da. Și foarte serios. Da. Te rog să nu mă mai urmărești cu gelozia ta. Nu mă înțelege greșit, Serafina. Dacă nu te-aș iubi cum te iubesc, n-aș fi atât de gelos. Recunosc că am fost exagerat. Iartă-mă. Malvina a avut dreptate. Șahul la soț prinde bine. Promiți că n-ai să mai fii rău cu mine? Jur că doresc din tot sufletul să te fac fericită. Dacă ai să fii bun, am să fiu și eu bună cu tine. Atunci te rog, de dragul meu, te rog, nu-l mai lăsa pe filfizonul ăla de ciupor să se ocupe atât de mult de tine. Bine. Dar dacă îmi promiți că o să fii și tu un soț cum mi-am visat eu. Îți promit chiar că voi repara greșelile din trecut. Dă-mi facturile alea nenorocite, mâine le voi achita. Facturile? Da, facturile. Nu mai e nevoie. E cum să nu fie nevoie? Doar noi fi trimis bijuteriile înapoi. Mâine mă duc la bijutier să le achit. Nu, să nu te duci, au și fost achitate. Cum? Cine le-a achitat? Eu. Când? Azi după masă nu erau achitate. Astăzi? Acum nu de mult. Ce înseamnă asta, Serafina? Doar de-abia ne-am despărțit. Altcineva s-a dus să achite facturile. Serafina, de ce mă chinuiești iarăși? De data asta e vorba de un lucru prea serios ca să-l rezolvăm cu nazuri. Vreau să știu din ce bani ai achitat bijuteriile. Soția mea nu trebuie să dispună de bani de care eu să nu știu nimic. De ce nu-mi răspunzi? Nu lăsa să se încuibeze în sufletul meu groaznica bănuială că ai acceptat un cadou de la altcineva. Serafina, de la cine ai primit banii? De la cine? De la cine ai, Serafina? De la tatăl meu. De la tatăl tău? De ce nu mi-ai spus imediat? Dacă m-ai speriat așa de tare, pleacă. Nu m-ai iubit niciodată. Jură, Serafina, că mi-ai spus adevărul. Asta mai lipsește să mă faci mincinoasă. Tata, sunt pierdută. Vi la timp, tată. Ce s-a întâmplat? Trebuie să-ți mulțumesc pentru generozitatea ta. Cred că confirmă tot ce spunea că sunt pierdută. Ești pierdută? Ce înseamnă asta? Spune că știi tot să mor. Îți mulțumesc în numele soției mele. Un dar de 1000 de florins nu e un lucru de nimic. Ce faci? Îmi însă că îi încurajez tendințul la risipă și gustul pentru bijuterii când acum o oră. Mă sfătuia să nu-i cedez nicio privință, să nu-ți urmezi exemplu. Ce vreau să spun? Lămurește-mă și pe mine. Iartă-mă, tată, am fost nevoită să mărturisesc. Eu asupra ta, altfel se întâmplă ceva îngrozitor. Ei, na, am vrut să-și facă și ea o plăcere, mititica. Micuța mea, Serafina, am fost nedrept cu tine, bănuindu-te. Dar pe tine, tată, te rog să nu mai încurajezi în risipă, te rog foarte mult. Poftim, n-am nicio vină și tot eu mă aleg cu reproșuri. Camerista la familie, așa de sucită, ca familia domnului Micloș. Ea s-au certat aseară după serată, doamna Serafina cu domnul Micloș, strigăte și uși trântite. Mai culiță, ce dezordine e asta. Oh, cine mai fi la ora asta? Bună dimineața, Betty. Doamna Serafina este acasă. Este acasă, domnule Șolagă. Nu știu ce se întâmplă cu Conașul și Conița. De când s-au întors de la petrecerea de aseară, e furtună mare în casă. Nu știu. Am impresia că s-au certat rău. Cum așa? Adică... Tată! Ce este? Bine că ai venit! Betty, poți pleca? Tată, du-mă la avocat! Eu înaintez procesul de divorț. Știu, copila mea, știu. În 32 de ani, mama ta m-a amenințat cu asta de 150 de ori. Oh, și tot n-a făcut. Eu am să o fac, tată! Aseară a făcut o scenă groaznică de gelozie. Cum îți vin asemenea idei prostești? Ia acum momentul de așa ceva. Ieri noapte când mi-ai mărturisit în ascuns cine era persoana care a achitat facturile, am crezut că mă înghite pământul. Bine, dar asta s-a rezolvat. S-a rezolvat. Dar nu ți-am explicat, prostuțo, că acest cadou este mituirea cea mai evidentă pentru ca bărbatul Malvinii să capete comandă de la Micloș. Poate să te acopere de rușine pe tine și pe noi toți. Îl poate face pe soțul tău să-și piardă postul, să se sinucide. Tată, pentru Dumnezeu,
Eu am luat doar un simplu împrumut, nu? Numai pe tine te poate face cineva să crezi o asemenea prostie. De altfel, asta e singura ta scuză. Ai fost o gâscă. Asta e educația mamei tale. La ce te pricepi în afară de mătase, dantele și bijuterii? V-ați preocupat voi de altceva în afară de toalete și petreceri? Aparențe de șarte, baloane de săpun lucitoare care rezistă doar până le atingi. Și eu n-am îndrăznit să vă strig, opriți-vă! Din lașitate, de dragul liniște mele, am fost un nebun. Îmi vine să-mi smulg părul din cap. Papa, te rog, vină-ți în fire! Iată unde am ajuns! Te-a de nevaște un om serios, cinstit, te-a fără zestre, din dragoste și dumneata! Dumneata ești în stare să abuzezi de poziția soțului tău, să-l faci de rușine! Papa, isprăvește sau mă-l țin ucis! Lasă, știu eu că femeile nu obișnuiesc să ducă la îndeplinire astfel de amenințări. Să-i plătești numai decât datoria Malvinei. Ce? Am umblat azi dimineață peste tot pe la toți cămătarii și am găsit bani. Cu dobânzi mari și pe polițe cu cadență scurtă, dar i-am găsit. Asta îmi va grăbi falimentul. Dar în sfârșit... Acum lucrul cel mai important este să salvăm onoarea soțului tău. Să-i plătești Malvinei toate datoriile. Facturile de la magazinul de modă, de la bijutier se ridică la 5.000 de forinți. Uite banii! Uite-i! Trimite-i chiar în dimineața asta. Și acum împacă-te cu Micloș. Ai înțeles? Da, papa. Micloș! Micloș, dragul meu, vrei să vii puțin? Ce dorești, tată? Eu nimic. Poate Serafina. Ce porunciți, doamnă? Ieri seară am fost reîncăpățânată. Dar îți promit să nu mă mai uit niciodată la maimuța aceea de ciupor. Dar te iubesc atât de mult, Micloș. Draga mea, Serafina, draga mea, cât am așteptat vorba asta. Îți promit că n-am să-l mai primesc niciodată pe ciupor în casa noastră. Iartă-mi nebunia, Micloș. Micuța mea, micuța, eu am fost nebun. Te promenești că vă certați din nou pentru că nu știți care a fost nebunul. Hai, îmbrățișați-mă. Îmi place să văd cele de tandrețe în dimineața, copiii mei dragi. Vă aduc o mare noutate. Trei ziare importante au scris despre serata noastră de ieri. Ne-au descris toaletele. Mare cinste pentru noi. Am atâta treabă astăzi. Zice dimineața trebuie să umplu prin magazine. Hai, pregătește-te, Serafina, te iau cu mine. Hai, draga mea. Poate că Serafina are și alte treburi. Nu uita să-i plătești datoria, Malvin. Fii liniștit, papa. Nati? Ce uneltești acolo cu fica ta? Nu vezi ce bine se înțeleg copiii noștri? Vrei iarăși să-i tulburi, Micloș? Da, mamă. Sper că n-ai nicio obiecție să iau pe Serafina prin magazin, a? De mine, știu că-i face plăcere. Eu de altfel am o treabă urgență înainte de a pleca la serviciu. Trebuie să studiez încă o dată ofertele primite pentru îndiguire. Draga mea, poți să transmiți bunei tale prietene Malvina o veste bună. Cred că soțul ei va primi autorizația. Nu, să nu-l propui pe omul ăsta. Asta de ce obiecția împotriva lui? Dacă oferta lui nu e mai rea decât celelalte, nu înțeleg ce să nu-i facă o bucurie Serafinei. Nu-i așa, draga mea. Nu știu, nu cum crezi tu. Sigur că o să-i facă o mare bucurie. Da. Malvina e o femeie drăguță, merită să-i facem un serviciu. Ignaț, nu înțeleg de ce te amesteci în treburile lui Micloș. Nu ce destul ca acasă de tiranizezi? Oh, ce femeie! Știu eu! Ai vrea să smulgi și afacerea asta pentru bunul tău prieten Demeter? Nu l-asculta, Micloș! Eu și Serafina, noi votăm pentru bărbatul Malvinei! Nu vă temeți, n-am să fac nimic împotriva convingerii mele, dar dacă ofertele sunt la fel de bune, atunci pot să o aleg pe a lui cu sufletul liniștit, știind că-i fac o bucurie soției mele. La revedere, iubita mea! Ah, și Donia, dacă ai ști... Dacă ce să știu... Un lucru știu foarte bine, că ia să-ți mereu pe acești tineri căsătoriți unul împotriva celuilalt și că eu trebuie să intervin cu tot tactul meu ca să îndrept lucrurile. Sidonia, nu mă scoate din sărite! Vulcanul bocnește de ani de zile. Ai grijă, odată și odată poate să-i izbucnească. Dragă, papa, te rog, Lasă-l, draga mea, lasă-l. M-am obișnuit cu șirele astea și de suport, cu resemnare. Învață de la mine să rabzi și să renunți. Numai așa se poate trăi cu bărbații. Să vorbim despre lucruri mai plăcute. Ieri seară am hotărât cu doamna Serețchi să organizăm o reprezentație cu tablouri vii. Ne vom costuma cu toaletele cele mai luxoase. Am și găsit momentul. La asta nu ne putem zgârci. Doamna Serețchi va face un lux grozav. Nu o să fim mai prejos de logodnica lui Bela. Hai să ne grăbim, să alegem stofele de care avem nevoie. O să-l dăm și doamna Serețchi aici. I-am dat întâlnire la tine și lui Ciupor. El va regiza tablourile vii. Serafina nu poate să-l primească pe Ciupor. Dar asta ce bazaconie mai este? I-am promis lui Micloș să nu-l mai primesc în casă la noi. Știi că este foarte gelos pe Ciupor. Caragios! Ciupor este partida pe care am ales-o pentru fiica mea Ghizela.
Asta ne mai lipsește, să-l jignim și să stricăm norocul fetei. Spune lui Micloș că eu l-am adus aici. Pe răspunderea mea, tu te fata mea, pregătește-te, hai, plecăm imediat, hai. Prin urmare, vrei cu tot din adinsul să-ți nenorocești fata. Eu ar trebui să te întreb asta. Ghicesc eu planurile tale și rete. Tu ai destinat-o pe Ghizela lui Tomaș, al tău cel drag. Și de aceea vrei să-l alungi pe Ciupor din casă. Dar eu am să-mi apăr copilul ca o leoaică împotriva unui tată denaturat. Mă duc la cumpărături și să nu mai aud grozăvile pe care le spui, știi, să nu mai aud. Îmi merit soartă. Așa-mi trebuie. Asta e răsplata lașității mele. Poftim, mi se năzare și mie să poruncesc după 32 de ani de supunere. Nu-mi rămâne altceva de făcut decât să-mi privesc prăbușirea și să-mi aștept falimentul. Scuzați-mă! Mi s-a spus că îl găsesc aici pe domnul Micloș. Bună dimineața, dragă ta. Bună dimineața. Ce faceți voi? Ce a făcut prietenul Demeter? Atenția dumneavoastră binevoitoare ne îndatorează. Vin la domnul Micloș trimis de tatăl meu. Dragul meu, sper că neînțelegerea de el... Tatăl meu ar dori să-l vadă cât mai curând pe domnul Micloș. Eu pentru asta am venit. Micloș este în camera lui. Poți să te duci să vorbești cu el. Da, mulțumesc de amabilitate. Și pentru asta trebuie să-i mulțumesc tot soției mele. Îi jignește de moarte pe oamenii ăștia buni și eu trebuie să suport consecințele. De câte ori nu m-a scos bunul Demeter din încurcături bănești, cât mi-a fost de devotat. Și femeia asta nebună să-i dea o asemenea palmă. O, Sidonia, Sidonia, ce bine o să-ți prindă falimentul meu. Tată, ești aici? Îi vezi bine că sunt aici, Bela. De ce mai întrebi? Și întrebarea asta are tot atât de puțin sens ca și dezbaterile voastre, dragă Bela. Tată, constat cu regret starea ta de iritare, că și eu te căutam pentru o chestiune care cere un calm desăvârșat. Mă rog, mă rog. Știi că în curând voi încheia o căsătorie fericită cu frumoasa doamna Zelenski. Și astfel voi deveni independent din punct de vedere material. Așa, așa, așa. De aceea te rog, dăm partea ce mi se cuvine din moșia familiei noastre pentru a o administra pe cont propriu, tată. Nu mai spune. Altceva nu dorești? Mă rog, eu pot să te satisfac pe loc. Nu, tată, nu sunt atât de lipsit de respect. Îți dau timp. Vai, mulțumesc, dar ce generos ești, Bela. Dar te pot achita pe loc. Da? O clipă, numai să-mi caut carnețelul. Uite, mi-am notat aici în carnețel. Da. Unde? Da, uite aici. Ești a treia oară deputat, nu? Da. Ei bine... Prima ta alegere a costat numai 12.734 de forinți, deoarece s-au pus mari speranțe în tine în tot județul, crezându-se că ai să ajungi ministru. A doua oară, uite aici, a doua oară ai avut un contracandidat puternic, iar între timp alegătorii tăi au descoperit că ești un mare nătăru. De aceea alegerea ta a costat 27.845 de forinți. Asta a fost a doua oară. Deci, acum, a treia oară, oamenii s-au mai obișnuit cu tine și cursul mandatului a scăzut. Alegerea asta a fost cea mai ieftină. 8.261 de forinți și 60 de creițari. Din bunurile pe care nu le-am vândut încă, partea ta ar face 40.000 de forinți. Așa că tu îmi mai datoriți mie 8.840 de forinți și 60 de creițari. Și ar fi bine dacă mi-ai achitat cât mai curând, deoarece am mare nevoie de bani. De creițari te scutesc! Servus! Tată, stai! Ia te uite la papa! Păi, ce l-o fi apucat de vrea să-mi scoată ochii cu un astfel de buget! Ia, lasă, că o să vorbesc eu serios cu bătrânul, nu? O, Ghizela, ce vai, dar râs bine azi, ia-mi dat ce trebuie, ia! Ce s-a întâmplat, Bela? S-a coborat scara furios, a fost cât pe aici să mă răstoarne. Ia-l-ai împuriată. Uite ce, puștoaici ar fi mai bine să nu pune întrebări impertinente. Oh-oh! Am înțeles, domnul Ghizela, gata! Om politicos, frate meu, n-am ce zice. Sigur că chiar l-am furiat pe tata cerându-i bani și a primit un sfat părintesc. De aceea tună și fulger. Tomaș, ce-i cu tine aici? Respectele mele, domnișoară. Bună dimineața, Tomaș. Bună dimineața. Aseară ai dispărut atât de repede, aproape că nu te-am văzut. Nu te-ai simțit bine la noi? Nu m-am simțit la locul meu în anturajul acela strălucitor. Oh, sigur că l-a jignit mama cu lipsa ei de tact. Nu trebuie să pui la inimă vorbele mamei, noi putem rămâne prieteni. Prietenia domnișoarei mă onorează foarte mult, dar nu sunt demn de ea.
Ce înseamnă asta, Tamaș? Nu ești demn de mine? Dar n-ai fost dumneata cel mai bun prieten al meu când am fost la țară, în tot timpul verii, în vacanță? Tot timpul verii? Da. Ai dreptate, ai pronunțat cuvântul nimerit, domnișoară. Am fost prietenul dumitale de vară, distracția dumitale de vară, ca și pălăria dumitale de vară, rochia dumitale de vară, bune numai la țară, unde nu te vede nimeni, da, și pe care le arunci când te întorci în oraș, în cercul tău sclipitor, da, între bibelourile scumpe, printre prietenii strălucitori. Mulțumesc, domnișoară, că ai spus lucrurilor pe nume. Decepția mea nu mai este atât de dureroasă. Rămâi cu bine, domnișoară. Iarna, vara și totdeauna. Tamaș, stai! Tamaș, te... A plecat. Ei, n-am să fug după el. Ce tot înșirat aici de-a Valma? Ironie, dispreț, broche de vară. Doamne, ce i-o fi făcut, mamă? Ce? A, uite-o. Ce? Mamă, ce i-ai făcut lui Tamaș? Eu să te întreb ce i-ai făcut. L-am văzut fugind ca un nebun. Răspunde, mamă, ce s-a întâmplat ieri între voi? Ce se întâmplă? A avut îndrăzneala să-și ceară mâna Antoniu Serate de el și eu l-am refuzat. Cum le... Fără să mă întreb și pe mine? Ei, am știut dinainte ce va spune o fată cu un gust atât de ales ca fata mea, unui astfel de Tamaș. Mamă, cum ai putut face una ca asta? Eu te mai putut, mamă! Copil recunoscător, cum vorbești cu mine când îți țin la dispoziție o partidă atât de strălucită ca ciupor? N-am nevoie de el! Îl dai afară pe singurul om care mă putea face fericită? Și numai pentru că nu se pricepe să facă fițe ca această maimuță la modă! Cum îndrăznești să spui așa ceva? Cât sunt de nenorocită! Eu am spus întotdeauna că dintre toți copiii mei, fata asta seamănă cel mai mult cu tatăl ei. Cu ea am cele mai multe necaze. Unde sunt materialele pe care le-ai cumpărat arde nerăbdare să le mai văd, dragă Sidonia? Uite, iubite doamne Sărăschi, uite acum le-a adus domnul Bongo de la magazinul de modă. Privește ce minunății, uite, deci Extraordinar! Da, este ceva splendidă, iată! Vai, le oprești pe toate, domnule Bongo! Trimite-ți-le la locuința mea, vă rog! La ordinele dumneavoastră, doamne Sărăschi! Domnule Bongo, și eu le opresc pe astea! Lăsați-le aici! Puneți-le în contul meu! Doamne Șalmai, am primit ordine de la stăpânul meu să nu vă las dumneavoastră marfa decât dacă îmi dați banii numerari! Ce înseamnă asta? Și numai în cazul în care binevoința mi-a chita și această factură mai veche. Groaznic! Și cât face în total? Păi, cu ce ați cumpărat acum 4.800 de forint? Stăpânul unitar este un monstru. Mi scuzați, dar așteptăm de prea mult timp. Ce facem, Serafina? Da. Serafina! Dacă doamna Sărăschi observă că nu putem plăti și nici credit nu avem, suntem pierdute. Mă rog, e ocupată să-și admire mătăsurile. Câți bani ai la tine, Serafina? Foarte puțin, să văd. Dă-mi pot o mamă. Dar ai mulți bani. Cât ai aici? De banii ăștia nu ne putem atinge, mamă. Mama, asta este salvată. Ăștia nu sunt banii mei. De la cine le-ai primit? De la tata. Ce? Cine a apucat pe omul ăsta să-și care aici toți banii? De ce? Trebuia să achit o datorie de onoare, o datorie foarte importantă. Acum, cea mai importantă datorie de onoare este să nu fim compromise față de doamna Sărăschi. Datoria ta o să o iau asupra mea. Bine, dar tata o să se supere rău. Pe tata, lasă-l în seama mea, o să mă socotesc eu cu el. Mamă, poftim, nu! Domnule Bongo! Domnule Bongo! Poftim banii dumitale! Mamă! Știi, dragă doamna Sărăschi, eu plătesc totdeauna cu bani numerari. Nu-mi plac facturile. Poți plica? Da, domnule Bongo. Sărduine, doamnelor, sărduine. La revedere, domnule Bongo. Cine? Cine mai era și ăsta? Ah, domnul Bongo de la magazinul de mode. Da, domnul Bongo. Negustori ăștia de stofe au fost odeauna dușmanii mii de moarte. Bine ați venit? Nu știu cum să vă spun. Viitorul meu tată, așa e foarte bine, nu credeți? Mă rog, cum doriți. Serafina, da? Ai plătit datoria Malvinii? Încă nu. Asta e groaznic. Du-te și trimite imediat bani. Nu mai am. Nu se poate. Ce-i făcut cu ea? Mama, mi-a luat și a chemat cu ei materialele astea. A spus că se va socoti cu tine. Să mă lovească, da, în blaua, nu altceva. Ah, bă,
dimineața la doamne și la domn. Bine ai venit, dragul meu Demeter. Știu că îl cauți pe Micloș. Nu este acasă, dar se întoarce imediat. Până atunci stai cu noi. Dacă ar necrăjua, bine, bine, vastră. Soția mea dorește foarte mult să te vadă. Sper că neînțelegerea de ieri nu va strica vechea noastră prietenie, dragul meu. Nu, doamna cumnat-o, fi având dreptate, aș ști mai bine pentru cine și-a crescut fica. Cu toate astea nu pot spune că nu mă doare. Eu însă țin foarte mult la familia Șolmai și oricum tot rămânem rude îndepărtate. Dar uite-te rolul ăsta groaznic. Draga mea, lejit! Moroșan Demeter, cel mai bun prieten al meu, mie rude. Depărtată. Foarte depărtată. Să vedeți cum stau lucrurile. Pe Dorotea, verișoara bunicului domnului Șolmai, a luat de nevastă Coșpola Ghidanie. Mai vrea să fumezi puțin, Demeter? Soțul meu te va conduce în camera lui Micloș. Mulțumesc, acum nu vreau să fumez. Prefer să stau de vorbă cu noua doamnă cumnată care ne intră în familie. Dumneavoastră suferiți de văduvie sau sunteți fată nemăritată? Sunt văduvă, domnule! Rafina, pune capăt acestei scene! Doamna Serețchi va muri de groază! Doamna Serețchi, mamă, să mergem puțin în camera mea! Dragă, să mergem! Spus, nene Demeter, avem de rezolvat o treabă urgentă! Și bublița-i stăpână în scolbura ei, doamne nepoată! Poftiți! Poftiți să vă rezolvați treburile! Da, să mergem, să mergem, dragile mele! Rămâi cu bine, Demeter! O să-mi plătești tu mie asta, noții! Îți mulțumesc, Demeter, îți mulțumesc din suflet, dragul, adică nu, pentru că m-ai răzbunat. Eu nu înțeleg ce vrei să spui, dar altceva mă arde pe mine acum. Am aflat că ai alergat azi dimineața la cei mai murdar cămătari pentru a căpăta 5.000 de forinți. Da, și asta când eu sunt aici, în oraș, și n-ai fi avut decât să spui un cuvânt. Vai, cum, Demeter, ai fi fost în stare? Auzi... Dacă aș fi fost în stare, când spun că țin la familia Șolmai, nu mint. Demeter, știu că nu vorbesc frumos și că unor cal pe bătătură pe cei care zic vorbe frumoase, dar să nu-ți închipui că inima mea mi-e tot atât de rea cum mi-e creșterea. Demeter, dumneata ești un adevărat om. Vezi, eu n-am îndrăznit să mă adresez ție după ce le-a întâmplat ieri, cu toate că dacă ai ști ce situație groaznică m-a silit să... Lasă, nu mă umbla cu ceara vopsită. De câți bani ai nevoie? Cum de câți? De 5.000 de forinți. Tot am obiceiul rău să umblu cu mulți bani la mine. Glumești, Demeter? Nu strică să placez o parte din ei. Poftim! Vom adăuga suma celorlalte. Demeter, mi-ai salvat familia. Demeter, fii binecuvântat. Permite-mi să plec imediat, chestiunea e foarte urgentă. Voi plăti eu însumi pe Malvina. Bună ziua, domnilor! Micloș s-a întors de la serviciu. Iată, uite ce întâmplare fericită. Hamor, soțul Malvinii, nici că se putea mai bine. Ați venit tocmai la timp, domnule Hamor. Micloș n-a ajuns acasă, dar eu am să vă spun câteva cuvinte între patru. Iată-ne, Demeter. L-ați cunoscut pe Moroșan Demeter? Da, îmi pare bine. După câte se pare, amândoi așteptăm un rezultat bun de la domnul Micloș. Impertinentul. Vă rog pe aici, domnule Hamor. Terminăm repede, vă rog pe aici. Ce purtare de băr are acest Hamor. Cu toate că și el este un antreprenor ca și mine. Dar ce e drept, e drept. Este un om fin. Știe să vorbească frumos. E ușor pentru el să-l ia înainte unor țărănoi simpli ca noi. Nu-l primesc, domnule! Dar ce-i asta? Parcă se ceată. Acum înțeleg eu, domnule. Pe mine nu mă răpuneți așa de ușor. Las că am văzut eu. Demeter a dat probabil mai mult. Ce spune asta? Cui am dat mai mult? Nu l-a ascultat, nu știe ce vorbește. Da, știu foarte bine, domnule, ce vorbesc, dar nu mă las. O să fac un scandal, îl dau la ziar, domnule. Prin urmare, domnul Demeter Moroșan vrea să mă dea pe mine la o parte. Vom vedea noi care pe care, domnule, voi protesta în numele moralei publice împotriva unei astfel de mituiri. Mituire? Ascultă, domnule, e așa ceva să nu spui că ți-ar dura. Se pare că sunteți foarte nerăbdători. Nu vă mai las în nesiguranță. Chiar acum am rezolvat chestiunea la minister. Domnul ministru a aprobat propunerea domnului Hamor. Domnule Micloș, ce cinste. Vă rămân foarte, foarte îndatorat. Retrag tot ce am spus. Cine ar fi crezut? Am onoarea să vă salut, domnilor. Vă salut, cumnate Demeter. Sper că această alegere să nu tulbure vechea noastră prietenie. Așa? Acum înțeleg eu. Asta este incoruptibilitatea despre care se vorbește atât de mult. Aș fi băgat mâna în foc pentru cinstea domnului Micloș. Și uită-te la el. Am onoarea să vă salut.
Ce-a vrut să spună Demeter ăsta, tată? Îndrăznește să mă suspecteze pe mine? Lasă-l în pace. Nu vezi că nici nu știe să se exprime. Nu, s-a exprimat destul de limpede, a pomenit de incoruptibilitate, de cinste, cum a bănuiește de mită. Va da socoteală pentru asta. Nu te mai gândi, dragul meu, nu știe ce vorbesc. Și tu îl sprijini? Îl socotești prieten pe omul acesta care e în stare să-mi arunce în obraz fără niciun temei o astfel de învinuire? Am auzit totul! În sfârșit se dovedește că tot eu am avut dreptate, noții, tot eu, ruda dumitale cea iubită. Dar asta nu poate rămâne așa. Domnul Ciupor, nu poate. Să vă dau o vizită. Asta ne mai lipsa. Spune-i că nu suntem acasă. Iați, n-aș și treaba e asta. Îl primim cu plăcere. Betty, spune-i să intre. Da, doamne. Micloș, dragă. Mamă? Sper că nu interzici muzafirului meu să intre în casa ta. Trebuie să începem repetițiile pentru tablourile vii. Serafina! Hai, vino, da! Ce o să mai iasă și din asta? Aici sunt, mamă, dar ce s-a întâmplat? Iar a venit Ciupor. Tu mi-ai promis că nu-l mai primești pe omul ăsta în casa la noi. Dar nu l-am chemat eu. Bună ziua la toată lumea! N-am pierdut vremea. Am și găsit tablourile potrivite din mai multe epoci. Doamna Serafina, vin de la prietena de voastră, doamna Malvina. Amor, a trimis o scrisoare prin mine. Astăzi vom repeta doar atitudinile. Fiecare va trebui să-și aleagă poziția care se potrivește cel mai bine cu temperamentul său. Domnule Ciupor, dă-te rog scrisoarea, nu mai am răbdare. Soțul meu se uită la noi. Să profităm de un moment când întoarce capul. Dumneavoastră, doamnă Sidonia, să vă așezați aici. Hopla, așa. Vreți să o ajutați, domnule Micloș, vă rog? Micloș! Acum e momentul să vă cu spatele. Luați-o repede. Am văzut totul, domnule Ciupor, la mine. Stai corbile țele, soției mele. Se pare să ești imediat casa mea și să mai sunt martorii. Dar, domnule, martorii! Niciun cuvânt? Sau te fac de rușine în fața tuturor? Da, o să amânăm repetiția pe altă dată. Scuzați-mă, vă rog, scuzați-mă. Serafina, să-mi dai imediat scrisoarea. Nu înțeleg ce vrei să spui, nu știu. Vrei să-ți o smulg cu forța? Oh, Micloș! Ce-i cu astea? Facturi? Facturi? Da, facturi. Vezi, Micloș, învinuiești viața fată de pomană. Trebuie să fie o neînțelegere la mijloc, să știi. Ce înseamnă asta? Datoria ale soției mele de care n-am știut nimic. Și achitate. Chiar cele de ieri. Vă să zic că nu le-ai achitat dumneata, tată. Serafina, Serafina, te rog să-mi explici cum au ajuns facturile astea în mâinile lui Ciupor. Cum? Dar nu-l fi bănuim pe bietul Ciupor, băiete. Ia uite. A căzut din plic o carte de vizită. Ia să vedem ce scrie în ea. Mă țin de promisiune. Sper că nici tu n-ai uitat-o pe a ta. Malvina Hamor. Malvina? Soția lui Hamor? Deci ea a achitat nascuns datoriile soției mele și aduce aminte de promisiunea ei. Aha, acum înțeleg. Ce ai făcut, Serafina, mai nenorocit? Iartă-mă, n-am știut, n-am. Acum văd limpede. Ceea ce mi s-a aruncat în față acum câteva minute n-a fost o calomnie. Sunt dezonorat în fața lumii, în fața propriei mele conștiințe. Nevasta mea oferă numele meu în schimbul unor nimicuri ca să fie în pas cu moda. Iartă-mă, Micloș, n-am știut ce fac. Nu e timp de lacrimi. Trebuie să-mi salvez onoarea cu orice chip, oricum. Salvezi! Asta e opera ta, Sidonia! Acum dărule și un brusc m-a plăcut la ceva. Ignați! Monstrule! Da, da. Leșiți! O, sigur! Da. Doamna are nevoie de mine? Nu striga atât de tare, Adolf, să nu-l trezești pe conașul. Domnul Șolmai a plecat de mult de acasă. Aseară a venit foarte târziu, a stat treaz toată noaptea și a plecat în zorba. Mama, nu-l găsesc nicăieri pe Micloș. Ai fost la ei acasă, Robert? De acolo vin pe Serafina, am găsit-o plângând disperată. Nici ea n-a putut să-mi spună nimic. Dacă mi-este permis să mă amestec în conversațiune... Pleacă de aici! Domnule... Doamna vă va lămuri că nu mai este cazul să întrebuințați un asemenea ton. De ce cu dobitocul ăsta? Tatăl tău l-a concediat azi dimineață fără să-mi spună nimic.
De ieri seară nu știu ce s-a întâmplat cu tata. Se poartă de parcă eu aș fi vinovată de nenorocitul ăla de conflict care a tulburat fericirea Serafinei. Mama, rezolvă cu tata această problemă. N-am să-ți dau eu lecții, vreau doar să te înștiințez. Mamă, un moment, vreau doar să te înștiințez. Ce? Că mi-a venit mintea la cap și plec. Pleci? Unde, mă rog? Papa m-a anunțat că nu mai poate să-mi plătească datoriile. Mă duc să muncesc. Da, ce? Să muncesc. Nu vreau să fiu părtaș la ruinarea lui. M-am înțeles și cu tata și o să-l roage pe tatăl lui să-mi dea un post la una din prăvăriile lui. Cine aud urechile? Mamă! Fiul meu în serviciul lui Dănădar? Obișnuiește-te cu ideea, mamă. S-a spart balonul de săpun. S-a isprăvit cu boierii. Am pierdut-o cu petrecere, cu toaletele. Poate am să fiu în stare să devin un om cum se cade. Uite, cu toate că asta nu de acasă am învățat-o. Așa vorbești cu mama ta? Și eu, care n-am trăit decât pentru copiii mei. Da, n-am sacrificat fiecare minut. Da, păi da. No, dar trebuie să recunoști că strădania de a te sacrifica pentru noi s-a desfășurat destul de vesel. Uite, dar mie mi s-a tăiat pofta de veșnicul vostru carnaval. Mă duc să-l caut pe Micu. Adio! Asta e răsplata dragostei mele de mamă. Când făceau datorii, eu eram aceea care potoleam furia tatălui său și îi sorceam bani pentru el. Și acum se coalizează cu taică-su împotriva mea? Mamă! Mamă, de-mi apoi soțul Răzăfie! Ce-i Serafina cu tine? Ce? N-ai aflat nimic de Micuș? A venit acasă noaptea târziu, palid, cu fața răvășită și s-a încuiat în camera lui. N-a vrut să știe de mine. M-am perpelit până în zori. Apoi, cuprinsă de un gând groaznic, m-am repezit în camera lui. El nu mai era acolo. Plecase. M-a părăsit fără să-mi spună dacă îl voi mai vedea vreodată. Mamă, dă-mi soțul de-apoi. Ce fel de vorbă e asta, copila mea? De ce mi-l cer mie? Ce eu ți l-am luat? Noaptea asta lungă mi s-a perindat în fața ochilor întreaga mea viață și am văzut cât am fost de nedemnă de dragoste adâncă și adevărată a lui Micloș. De ce nu m-ai învățat că în afara nimicurilor lucitoare mai există și altă fericire mai adâncă? A avut dreptate, tata, mare dreptate. E poftim! Noi căutam să prindem niște baloane de săpun. Poftim! Serafina, copila mea, draga mami, durerea te-a făcut să-ți ieși din fire. Bizuie-te pe mine, tot eu am să-ți redau fericirea, să știi. Fericirea? Care fericire? Poate vrei să-mi cumperi rochii sau să organizez un bal în onoarea mea? Asta a fost fericirea mea până acum. Fericirea nu se confecționează la croitor. Răbdare, răbdare. Că de târziu am înțeles-o. Salut mâinile, doamnă Sidonia. Oh, domnul Gombo, și atât de dimineață. Fiți binevenit, domnule avocat. Vă cer scuze pentru vizita mea matinală, doamnă, dar prietenul meu, Șolmai, mi-a trimis vorbă să-l vizitez neîntârziat. Ce mai fi și asta? Doar nu și vrând să înainteze proces de divorț. Oh, foarte drăguț din partea ta, Gombo, și că te-ai grăbit să-mi îndeplinești rugămintea. Lasă-ne singur, Sidonia. Bună dimineața, dragă noții. Răule, azi nici nu mai sărutat. O să pleznesc. Ce fel de tactică mai fi și asta? Am treabă cu avocatul, te rog, lasă-ne singuri. Voința ta e pentru mine lege. O să-ți pară rău. Sunt sigur că ascultă la bușe. Dragă Gomboș, vreau să te rog să-mi examinezi actele, conturile, datoriile, starea averii și să-mi spui părerea ta sinceră. Mai pot sau nu să scap de faliment? Bine că ți-a venit mintea la cap, dragă. De multă vreme eram scandalizat văzând cât de repede și de nebunește galopezi către faliment. Asta e opera nevestii, ce să fac? Dar tu ești bărbatul dragului. Da, da. Trebuie să intervii la timp ca să pui frâu nechipzuinței soției tale. Mă durea inima, dar n-aveam cum să te ajut. Mai spune o dată mai cu putere. Nu există om cu mintea la cap care să nu se scandalizeze de nesocotința, de risipa soției tale. Ce să fac? De altfel și tu ești de vină și tu ești...
Toți se miră de lașitatea ta și îți compătimesc copiii. Ai vrut adevărul, poftim adevărul. Adevărul e întotdeauna... Așa e... Bine, foarte bine, să ne întoarcem acum la treaba noastră. Am decis să lichidez locuința de la Budapesta și să ne mutăm imediat la țară. Ne restrângem cât putem. Te rog, cercetează-mi actele și spune-mi care e părerea ta de expert. În sfârșit ți-a venit mintea la cap. O să te ajut. În camera de alături găsești toate actele. Uită-te la ele cât mai repede, căci vreau să rezolv totul chiar azi. Da, văd că ești foarte grăbit, așa că eu mă duc. Așa, drag, așa. E, și acum la lupta decisivă. Am auzit totul. Da? Adică ai tras cu urechea la ușe. Dacă tu crezi că astea sunt maniere elegante, mă rog, ai auzit propunerea și hotărârea mea. Ignaț! Știu că trebuie să faci o scenă, dar fă-o repede și după aceea du-te și pregătește bagajele. Oh, Ignaț! Ei, da, da, asta am mai auzit. Totdeauna te-am ascultat. Nici acum nu o să fac nimic împotriva voinței tale, dar gândește-te și tu, Ignaț. Retragerea noastră ar trezi atenția lumii și copiii noștri ar pierde partidele strălucite care îi așteaptă, dragul meu. Tot ce poate fi mai bine pentru ei. Ignaț, Ignaț, nu fi egoist. Ia exemplu de la mine, nu mă gândesc decât la fericirea copiilor. Da, 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 pe Serafina e și fericită, n-am ce zice. Mulțumește-te cu succesul ăsta și du-te și vă bagajele. Nați, destul! Ajunge! Așa? Ce sunt eu, servitoare, să mă tratezi așa, cu manierele astea grosolane pe care le-ai învățat de la prietenul tău Demeter? Da, da. O să-ți arăt eu cam voință și nu mă duc la țară! Nu! Nu! Da, da. Nu! Bine, bine că ai revenit la turul tău obișnuit. Blândețea e neobișnuită, aproape că mă îngrijora. Te informez că de astăzi înainte se va întâmpla ce vreau eu. Dominația ta încetat! Du-te și baghinează! O să-ți arăt că și eu am voință! Da, scoate mâna, dar face mai puternică. Pe mine nu mă poți forța să sacrific viitorul copiilor mei. O să divorțăm. Așa? Foarte bine. Putem să începem procesul de divorț odată cu împachetarea. Gomboș este aici, în camera de alături, avocat renumit, expert eminent în procesele de divorț. Îl las în seama ta. Gomboș! Gomboș, dragă, vrei să vii puțin aici? Da, dragă, nu, dar spune-mi de ce mă deranjez când știi că am atâta treabă. Ai aici o treabă mai interesantă. Da. Vorbește cu nevasta mea. Vrea să-ți încredințeze un proces foarte important. Să știi că se face cu consimțământul meu și că doresc să se rezolve cât mai repede. V-am lăsat! Sunt la ordinele dumneavoastră, doamnă. Spune lui Ignaț că acum nu vreau eu, tocmai pentru că vrea el. Asta-i tot? Tocmai de aceea nu vreau. Poți să-i spui. Iată un proces pe care îl termin înainte de a-l începe. Mă duc să-mi văd de lucru, doamnă. Păi nu mă las. Nu mă predau eu atât de ușor. Tocmai acum să ne retragem, să fugim, să facem cunoscut lumii întregi falimentul nostru. Niciodată! Bună dimineața și noroc, cum nățică, dragă! Iar nesuferitul ăsta de Demeter. Să trăiesc toată viața mea în compania unor astfel de oameni, niciodată. Arcați pe soțul meu, Demeter. Da, da, da. E în camera lui. Mi s-a spus că ieri m-a căutat șor mai de vreo 10 ori. Mi-a lăsat și scrisoarea asta. Am venit să-i trag o săpuneală pentru ea. Ți-am auzit vocea, Demeter. Îți mulțumesc că ai venit, dragul meu. Că nu o să mai mulțumești, n-avea grijă. De ce? Tocmai acum îi spuneam doamnei bătrâne că vreau să-ți trag o săpuneală. Dar cum ai putut să-ți închipui că eu am să fac scandal din cauza mituirii? Cum să fac eu un denunț împotriva lui Micloș? Demeter! Păi așa, omă, crezi tu? Ce înseamnă toate astea? Ah, Demeter, Demeter, dumneata ești un om adevărat. Crede-mă că n-am știut nimic de mita aceea. Ce fel de mită? Dar cum nu știți de cadourile pe care le-a acceptat Serafina de la prietena ei, doamna Hamor? Ei, nu vorbi, a făcut-o din echipzin. Eu nu înțeleg nimic. N-a știut ce face. Educația a fost superficială, mă rog, femeie, poale lungi și minte scurtă. N-aveți de gând să-mi explicați și mie despre ce e vorba? Tot nu o să înțelegeți. Da, mai bine citiți scrisoarea. Da, să văd, să văd. Șol mai dragă, chiar dacă aș fi știut de polițele alea,
Îți închipui că l-aș fi bănuit eu pe Miclos? Scuză-mă, Demeter, dragă, dar atunci când te-ai despărțit de noi, aveai un ton atât de revoltat, aproape amenințător, așa că îți dai seama... Scuzați-mă! Toma, ce ai? Acasă mi s-a spus că tata este aici. Tata, trebuie să-ți comunic o veste foarte neplăcută și tristă. Da, ce s-a întâmplat, dragă Tomaș? Tata, am citit chiar acum în ziar că domnul Miclos a demisionat din postul său. A demisionat? Da, a demisionat. Numai eu sunt de vină. A demisionat ca să preîntâmpine ceea ce aș fi putut să fac eu. L-am bănuit pe cel mai cinstit funcționar, dar nu poate rămâne așa. Nu vă fie frică. Am să repar totul. Mă duc. Du-te, du-te. Ei, dragă Sidonia. Ce? Nu e adevărat ce spune scrisoarea că tu ești cauza tuturor nenorocirilor? Totdeauna am fost victima. Biciuiește-mă! Calcă-mă în picioare! Numai lacrimile mi-au mai rămas! Unde ești, Serafina? Am venit să mi-au rămas bun. Miclos, băiatule, ce e cu tine? Toți te căutăm disperați. Înțelegi, a fost o neînțelegere. Cum ai putut să iei hotărâre așa unde de plipite? Unde e Serafina? Vreau să-i spun care e hotărârea mea. Serafina! Serafina! Da! Nu vreau să repede, să-i dacă nu-i Miclos, ce dragul meu, iubitul meu! E sfârșit, prin ce moment îngrozitoare. Serafina, am venit să mi-au rămas bun de la tine. Oh, Miclos, ce vorbea ta? Am demisionat din postul meu. Oh. Nu, nu te învinuiesc pe tine. Ai făcut totul din nechipzuință, fără să-ți dai seama de urmări. No. Dar acum sunt sărac. Tu ești obișnuită cu bunăstarea, cu luxul. Până când nu voi obține un post care să-mi permite să-ți satisfac pretențiile, nu pot să-ți cer să împarți lipsurile cu mine. Miclos, soțul meu drag, dacă mi-ai oferi acum bunăstare, bogăție, n-aș mai putea să-ți dovedesc dragostea mea. Dar acum ești sărac. Voi împărți sărăcia cu tine și te voi convinge că nu mai îmi trebuie nimic pe lume decât dragostea, stima ta, soțul meu drag. Scumpa mea, Serafina, iată cuvintele unei adevărate soții. Nu regret prețul pe care l-am plătit pentru ele. Nu regret, Serafina. În sfârșit te găsesc, dragă Miclos. Te-am căutat ca un disperat să te conving de prietenia și de stima mea. Dacă nu mai putut să-ți închipui că te voi bănui. Bine, dar eu... Uite, de mult caut un asociat pricepuț. Te rog să primești tu acest... Cum adică eu? Da, și vorbi cu avocatul meu să-ți pregătească contractul pentru semnat. Demeter, Demeter, îți mulțumesc din suflet. Ai să vezi că n-ai făcut o alegere rea. Păi ce credeai că nu știu eu pe cine aleg? Demeter. Dragă Șolmai, ce vești de la domnul Gomboș? Ți-a studiat actele? Gomboș spune că putem fi salvați de faliment dacă ne restrângem puțin. Așa că, Sidonia, du-te și împachetează. Mâine plecăm la țară. Să nu mă vadă umilită. Ah, nații, nații! În sfârșit se îndeplinește cea mai arzătoare dorință. Nații, nații, nații! Cât te-am implorat eu, cât m-am rugat eu de tine să terminăm odată cu viața asta mondenă din Budapesta. Bine că ai înțeles în sfârșit că tot eu am avut dreptate. Vedeți? Tot ea are ultimul cuvânt. No! Ați ascultat Baloane de săpun de Cichi Gherghei. Traducere și adaptare radiofonică de Mariana Ceaușu. Distribuția a fost următoarea: Șolmai, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Sidonia, Rodica Tapalagă; Bela, Virgil Ogășanu; Serafina, Irina Mazanitis; Miclos, Emil Hosu; Moroșan Demeter, Mitică Popescu; Robert, Dan Condurache; Doamna Serețchi, Rodica Sanda Tutuianu; Malvina, Adela Mărculescu; Ciupor, Valentin Plătăreanu. În alte roluri: Ruxandra Sireteanu, Marina Maican, Șerban Celea, Ion Lemnaru, Sorin Gheorghiu, Victor Strengaru, Boris Petrov. Asistența tehnică: Iuliana Grumezea și Sorin Popescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.